Atât Spania cât și celelalte două țări, Irlanda și Norvegia, au ținut să precizeze că recunoașterea statului palestinian nu este o decizie împotriva Israelului. Tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. To the people of Israel, I say today, Ireland is resolute and unequivocal in fully recognizing the state of Israel and Israel's right to exist securely and in peace with its neighbors. În perioada următoare, Spania, Norvegia și Irlanda vor lua toate măsurile la nivel național pentru aplicarea deciziei de recunoaștere a independenței palestinienilor. În primul rând, este vorba despre deschiderea de reprezentanțe diplomatice la nivel de ambasadă. Israelul și-a rechemat ambasadorii din cele trei țări. În plus, i-a convocat la Ministerul de Externe pe ambasadorii Norvegiei, Spaniei și Irlandei pentru a le arăta dovezi, inclusiv video, ale atrocităților comise de Hamas pe 7 octombrie. Guvernul israelian afirmă că prin gestul lor, cele trei țări au acordat teroriștilor o medalie de aur. אני אומר שהערב אנחנו נקבל עדות נוספת למה צריך להשמיד השמדה טוטלית את החמאס. De-a lungul timpului, mai multe țări europene au recunoscut independența palestinienilor. România a recunoscut Palestina în 1988, iar din ianuarie 1989 există la București ambasada Palestinei.